Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, dragi iubitori ai cărții! Sunt frate cu tine, fir mărunt de iarbă, soră sunt cu tine, mugure de stea. După norii negri steaua iar răsare, iarba iar răsare după iarna grea. Ca și firul ierbii m-a hrănit țărâna, cerul plin de stele, noaptea-mi zâmbea, port în mine seva firului de iarbă, simt în mine cerul cu lumina sa. Să răzbat prin neguri și prin gerul vieții, firule de iarbă, dă-mi răbdarea ta, stea ocrotitoare de pe bolta înaltă, drum peste abisuri, cearcă-mi lumina. Am deschis emisiunea cu poezia Sunt frate cu tine, scrisă de profesorul, scriitorul Traian Rei, invitatul nostru de astăzi. Bine ați venit, domnule profesor! Mulțumesc, mă bucur să vă fiu lângă dumneavoastră. V-ați născut în 1935? 37. 37, la Hurjuieni. Ați parcurs studiile la liceul Eudoxiu Hurmuzachi, promoția 1955. Da. Apoi facultatea de filologie la Iași, promoția 1960. Iată că ați fost coleg de grupă cu Marin Sorescu. Da. Cu Marin Sorescu, cu Mihai Drăgan, cu Ioana Petroaie, cu Dan Mănucă, care au rămas profesori universitari. La rugămintea mamei ați renunțat la o carieră universitară. Cum așa, domnule profesor? Eram singur la părinți, părinții mai în vârstă. Eu trebuia să merg la facultate, mama era cam bolnavă și țin minte că atunci când am ieșit cu valiza să pornesc spre porțile Iașului, a venit după mine pe uliță, a căzut în genunchi și mă ruga să nu mai plec ca să le fie ajutor la bătrâneții și să mă facă dascăl la biserică în locul lui Mihai Gozanului, care era bătrân. M-a marcat atitudinea asta, am ținut-o minte, încât și după terminarea facultății am terminat cu 10 șef de promoție și la repartiția pe țară putem să mă aleg orașele cele mai mari, posturile cele mai însemnate, am ales comuna Frătăuții Noi, care era la câțiva kilometri de casa noastră de acolo. Și am nimerit la o școală în care o parte din populație era alcătuită din rom și mergeam dimineața să-i scol, să-i aduc la școală. Este dificil în câteva minute să putem parcurge un destin atât de frumos cum este destinul dumneavoastră. Ați pregătit zeci, sute de elevi. Care este cea mai mare mulțumire a dumneavoastră? Nu știu cum să aleg care ar fi mai mare mulțumire. Mulțumirea că mi-am putut face datoria să ajut fiicele mele, care la un moment dat au rămas orfani de mamă, să urmeze și ele câte o facultate, să aibă o meserie frumoasă, tot de profesoară, una de profesoară, alta de doctoriță, și să-și poate duce viața în mod normal. Iată că v-ați pensionat în anul 2000. Da. Au trecut ani precum clipele. Vă întrebam înainte de a intra în emisiune, cum percepeți
această zi în care se deschide noul an școlar? Întâi mă gândesc, apoi mă uit pe geam, stau la o intersecție lângă Casa de Cultură și prin fața geamurilor mele, pe lângă că mai trece și dumneavoastră din când în când, trec grupuri și grupuri de elevi cu flori la deschiderea anului școlar și îmbrăcați curați și frumos să înceapă o nouă aventură în viață și în cunoaștere. Deci simt anul școlar ca o sărbătoare și pentru mine. Apoi nu m-am despărțit cu totul, iată că sâmbăta cealaltă va fi a treia oară când trebuie să merg la școala în care am funcționat, la a treia întâlnire cu elevi care au terminat școala acum 50 de ani, acum 60 de ani, acum 45 de ani și așa mai departe. Mă voi întoarce la cărțile scrise de dumneavoastră. Iată că ați debutat, ca să zic așa, în anul 2009 cu cartea, ați debutat în volum, cu cartea Exerciții de eliberare, versuri. Aveți apoi Statui neterminate, versuri, File din viață, proză, Urme, eseuri, Vitrine cu suflete și nuduri, versuri și proză și Exerciții de eliberare. Nu. Poezii alese de cititori. Poezii alese de cititori. Așa, da. Poezii alese de cititori. De ce atât de târziu ați debutat? A trebuit să-mi dozez eforturile spre ceea ce putea să mă asigure existența. Pentru că în timpul studiilor, mă rog, am ocupat de literatură, am scris, am avut și o revistă înființată de mine și de Mihai Drăgan și de alți colegi la Iași, Cuvântul Nostru, o revistă manuscris, scrie Dan Mănucă în două numere dintr-o revistă despre acest lucru, dar pe urmă revenit în activitate ca profesor, o trebuie să răspund la toate obligațiile pe care le are un profesor într-o comună întâi, apoi inspector școlar vreo 5 ani umblând pe coclauri pe la toate școlile, apoi căsătorit și cu 3 copii, a trebuit să asigur existența fizică a acestor oameni și pe urmă să mă gândesc la literatură. Care este scriitorul dumneavoastră preferat? N-am un scriitor preferat. Nu aveți un scriitor preferat? N-am un preferat, pentru că s-ar supăra și Homer, și Virgiliu, și Dante Alighieri, și Shakespeare, și Marin Sorescu, poftim, și atâția alții. Dar dacă ar fi să aleg, știu eu ce, Dumnezeu al literaturii, l-aș numi pe Shakespeare. Să ne întoarcem puțin la literatura din țara noastră. Locală. Sau literatura românească. Aveți un scriitor care vă reprezintă, în care vă regăsiți? Da, mai mulți, însă în primul rând Blaga. Ce credeți despre literatura din Bucovina? Există, eu zic, cu demnitate
pe plan național, numai că ne fiind la București, ne fiind sub ochii acelor critici care îi aleg pe autorii canonici, nu este luată în seamă. Așa că, da. Se spune adesea că o carte este copilul autorului. Care este cartea dumneavoastră preferată dintre cărțile pe care le-ați scris? Să tai degetul ăsta, să-l tai pe ăsta, să-l tai pe ăsta. Care să-l aleg? Este în greu. Toate am câte ceva. Prima întâi exerciții de eliberare, atunci când mi-am eliberat sufletul, de aceea se cheamă așa, cu ceea ce toate apăsările de ani și ani, să zici, a fost prima izbucnire. Pe urmă, poftim. Statui neterminate. Statui neterminate. Domnule profesor, dacă ar fi să o luați de la capăt, ați alege același drum? Ce lipsește, ce piesă lipsește din angrenajul vieții dumneavoastră? Nu lipsește numai unul, lipsesc mai multe piese. Cred că aș alege același drum pentru că nu cunosc altul și în care am avut mulțumiri, să zic așa, în drumul pe care l-am parcurs. Ca profesor, eu cred că mi-am făcut, să zic așa, cum se spune banal, datoria, am sădit în conștiința unor elevi, pot să spun așa, sensibilitatea, iubirea față de frumos, de literatură, încât pot să rămân mai departe acolo. Aș putea să rămân. Ce mai pregătiți? Aveți o carte în lucru? Da, una o am foarte aproape în lucru și mai am hârtii multe prin casă, cu tematică diferită. Una care e aproape gata, mă gândesc să o intitulez Oameni, Cărți, Opinii. Și cred că va apărea toamna asta. Aș vrea să priviți camera și să le adresați un mesaj tinerilor de astăzi. Dragi tineri, gândiți-vă că aveți o singură viață, un număr anumit de ani, gândiți-vă cum îi folosiți ca să nu vă pară rău pe urmă. Dragi cititori, l-am avut invitat în emisiunea noastră pe domnul profesor Traian Rei. Din păcate, timpul alocat este foarte puțin. Voi încheia emisiunea cu poezia Marele Orb, scrisă de invitatul nostru, Traian Rei. Cu chipuri mereu schimbătoare, vizibile uneori, cel mai des neștiute, prezent peste tot, Marele Orb și a prada, bărbați și femei, bătrâni și copii, așa la întâmplare, unul câte unul, alte ori câte doi, câte trei și chiar sute și mii. Când are mai mulți musafiri ca pescarii, întinde năvodul și prinde de-a valma ființe de toate națiile și vârstele și culorile. La distanțe mai mari de decenii, de secole chiar, organizează câte o expoziție mondială de artă culinară cu preparate din proteine umane de pe toate continentele. Deși de obicei nepretențios, are și anumite preferințe, pe copii îi servește mai ales la desert, când dă de anumite moliciuni feminine mai intens parfumate, le pune deoparte pentru zile de sărbătoare. Uneori eliberează câte o babă sau câte un moșneag cu pielea prea zbârcită și cu oasele scârțâind, lăsându-i să treacă chiar și de suta de ani, ca să râdă de senilitatea și de comportarea lor puierilă. Culmea e că, în ciuda progresului atâtor științe, nimeni n-a reușit să înșele vigilența și să scape de Marele Orb decât așa temporar, ca în jocurile de ascunselea prin cotloane și tufișuri. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în studio.
ne onorează și vă mai așteptăm. Mulțumesc și eu și vă sunt recunoscător că ați petrecut mai multe ore alături de gândurile mele din cărți. Sunt Mălina Nițoaie și vă reamintesc, Umberto Eco spunea, lumea e plină de cărți minunate pe care nimeni nu le citește. Rămâneți cu bine! Thank you.